Continuăm cu alte știri. Interpreta Natalia Barbu a câștigat selecția națională Eurovision 2024 și va reprezenta Republica Moldova la ediția din Suedia. Însă victoria sa a stârnit controverse, iar Valeria Pașa, favorita publicului, a anunțat că va contesta decizia organizatorilor. Natalia Barbu cu piesa In the Middle va reprezenta Republica Moldova la Eurovision 2024, ce se va desfășura în luna mai la Malmö, în Suedia. Valeria Pașa, participantă la finală, a anunțat că va contesta decizia televiziunii publice după ce s-a înregistrat egalitate de puncte la general între cele două finaliste, 22. Valeria Pașa a învins la votul publicului cu 4.771 de voturi, dar prioritatea a avut Natalia Barbu, care a obținut maximum de puncte din partea juriului, 12. Potrivit directorului de dezvoltare a Teleradio Moldova, Andrei Zapșa, Valeria Pașa are la dispoziție 24 de ore pentru a contesta rezultatul și va primi răspunsul în 72 de ore. Barbu a mai reprezentat Republica Moldova la competiția europeană în anul 2007. Atunci a obținut locul 10. Anul trecut, Republica Moldova a fost reprezentată de Pașa Parfeni, care s-a clasat pe locul 18. Cel mai bun rezultat obținut la acest concurs a fost locul al treilea în anul 2017 de către trupa Sunstroke Project.